Incendiul la un liceu din Craiova. 50 de elevi au fost evacuați din clădirea atelierului Liceului Tehnologic Transporturi Auto după ce focul a cuprins acoperișul. Din fericire, copiii au fost scoși în curte de profesori înainte ca cineva să fie rănit. Flăcările s-au extins cu rapiditate și au cuprins întreg acoperișul pe o suprafață de 300 de metri pătrați. 5 autospeciale ale pompierilor și un echipaj SMURD au intervenit la locul incidentului. În urma producerii incendiului a ars acoperișul confecționat din len cu învelitoare din tablă, metal al atelierului, echipajele de intervenție ale ISU Dolj reușind localizarea incendiului înaintea extinderii acesteia la sălile de curs. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza coșului de fum al centralei termice neprotejat corespunzător.